E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Ei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! În atelier. Bună ziua, copii! Bine ați venit în atelierul bunicului. El e bunicul. Bună, copii! Salutare! Bună! Salutare! Ce e camera asta? E atelierul meu. Vă place? Oh, da! Pentru ce atelierul? Aici fac obiecte din lemn. Asta e din lemn? Da, Milu! Pentru a face această cutie, mai întâi tăiem lemnul în bucăți de scândură, apoi le lipim pentru a face partea de jos și lateralele. Apoi facem un capac. Elefantul e făcut din scânduri? Grohi, acest elefant este făcut din lemn, dar nu din scânduri. E sculptat într-o bucată mare de lemn. Acolo ce e? E un loc de joacă. Loc de joacă! Loc de joacă! Stați, copii! Pețele au căzut! Caruselul nu se învârte, iar leagănul nu merge în sus și în jos. Ei bine, copii, multe din lucrurile din acest atelier încă nu sunt terminate. Mă gândeam să le terminăm împreună. Noi? Da, vreți să mă ajutați, nu-i așa? Da, vom ajuta! Ajutăm, dar cum? O să începem prin a pune treptele scării. Le aveți acolo la picioare. Perfect! Ariciu și Milu, o puteți ajuta pe Grohi? O scară! Făcută toată din lemn! Acum urmează leagănul. Asta e, a reușit. Un pic mai la stânga, mai jos. Minunat! Acum caruselul. Cu grijă, Grohi, e tare greu. Bună treabă! Acum vă puteți juca! Copii, lucrând atât de bine împreună în echipă, ați amenajat locul de joacă și noi toți ne putem juca aici! Bravo! Lemn! Bună, Milu! Ce duci tu acolo? Un scaun sau poate o masă? Acum e doar o bucată de lemn. Scaunel din lemn, o masă la fel, peste o podea și un parchet făcut din lemn. E adevărat ce-ți spun. Eu ți-am spus doar ca să știi și tu. Cioc, 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 în lemne. Cioc, 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 în lemne. Cioc, 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 cioc. Multe lucruri am făcut din lemn. Lemnul nu se scufundă. Lemnul e foarte puternic. Și încă ceva, lemnul e volatil. Pandi, cred că ai vrut să spui că lemnul e versatil. Aha. Pandi, Pandi, hei, hei, cioc, 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 în lemne. Cioc, 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 în lemne. Cioc, 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 cioc. Multe lucruri am făcut din lemn. Cioc, 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 în lemne. Cioc, 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 în lemne. Cioc, 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 cioc. Multe lucruri am făcut din lemn. Multe-s făcute din lemn. Cioc. Clopoțel. Bună ziua, Grohi! Salutare! Hai să ne jucăm
Dar v-ați ascunselea. Bine! Nu mi-am făcut părul încă. Țopa, de ce nu o ajuți pe Grohi? Ca să termine mai repede și să se joace și cu tine. Ce zici? Grohi, pot să te ajut? Da! Te rog, poți să aduci un clopoțel pentru oaie? E chiar acolo, în spatele cărților. În spatele cărților? Un clopoțel? Să fiu sinceră, nu sunt prea sigură. De ce nu o întrebăm pe Grohi? Este un clopoțel? Nu! E un nasture! Te-ai uitat în spatele cărților? Chiar lângă ursuleț, da? În spatele cărților? Lângă ursuleț? Iată, aici este clopoțelul tău. Unde ai căutat? Lângă ursuleț. Ei bine, e o cutie lângă ursuleț, iar clopoțelul e pe ea. E cumva rotund. De ce l-ai adus pe Milu aici? El se afla pe cutie și el e rotund. Dar el nu e un clopoțel. Nu-s clopoțel. Haideți să-l căutăm împreună. Uite-le aici. Grohi, voiai să spui că nu e pe cutie, ci în cutie? În interiorul ei? Da, sigur, în interior. Este un clopoțel? Acela e un clopoțel. Adică un obiect care cântă. Așa este, acum ne putem juca. Țopa, voiai să ne jucăm de vate ascunsele? M-am săturat să ne jucăm de vate ascunsele. Haideți să ne jucăm altceva. De acord! Se află ceva între lampă și floare. E important să ai o bună orientare în spațiu. Astfel vei găsi mereu ceea ce cauți și nici nu te vei pierde. Atenție! Unde e Milu? Stă pe scaun. Și unde este biscuitele? L-am mâncat! Uite, mingea se rotește, intră sub pătuț. Vasca este sus pe pat și somnul e scurtuț. Vasca stă de jos, admiră peisajul și se miră. O pisică-i la fereastră și vorbesc. Lângă pat avem o cană cu compot în ea, iar prietena-i afară, vasca o zărea. Și deasupra lampa este, asta e doar o poveste. Este despre sub și în, deasupra și sus și jos. Repetiția-i distractivă, haide-ți la învățat. Bun, deci geamul e în spate, mingea e sub pat. Pe pătuț o vezi pe vasca, te topești de tot. Sus de tot e lampa, jos e cana cu compot. Cana cu compot. Bună! Bună, Riciu! Ia spune-mi, câte blocuri duci tu acolo? Multe! Și ce vrei să construiești cu ele? Un turn! Cuburi! Grozav! Super! Pot să iau unul? Unul? Unul!
Poftim! Poți iau și unul? Pot? Și eu am nevoie doar de unul. Unul? Bine! Uite, Ariciu! Ce loc grozav pentru a construi un turn! Da, este! Opa! Da, nu poți construi un turn cu un singur bloc. Așa e, nu poți! Ariciu, mai ai nevoie de câteva blocuri. De unde putem să mai luăm? Da, e la foc! E blocul meu! Și eu îl vreau! Eu l-am luat primul! Și eu l-am văzut prima! Dă-mi-l înapoi! Copii, ia uitați! S-a întors Ariciu! Uite unul! Și încă unul! Și încă unul! Și încă unul! Acum sunt mai multe! Este un turn! Unul și mai multe! Un cub! Mai multe cuburi! O cămilă e pe drum și încă una după ea. După ele încă una și a patra. Ea spune câte cămile. Vezi mergând pe drum copile. Ajutătorul. Bună ziua, copilași! Bună! Milu, ai o nouă bicicletă! Ce bine! Salutare! Da, ce bine! Wow! O bicicletă! De ce nu te urci pe ea? Nu știu cum. Haide! E ușor! Ușor? Pandi, poate ai putea să-l înveți pe Milu să meargă cu bicicleta? Aha! Haide, urcă! Pornim acum! Cumva nu prea funcționează. Tu ar trebui să încerci. Eu? Eu? Păi eu nu m-am mai dat cu bicicleta. N-am mai încercat. Nu te-ai mai dat? Și ai vrea să încerci? Îți spun eu cum. Da! Dar mai întâi, cel mai important e să fii în siguranță.
Și uite așa se face. Puneți casca pe cap, mânuțele pe ghidon și piciorușele pe pedale. Așa! Așa! Ai învățat! E rândul tău! Încearcă, Milu. Poți să o faci. Nu te teme, Milu! Uită-te la mine! Am cască! Așa, vezi? Ai reușit, Milu! Bravo! Ce copii curajoși! Bicicleta. Pandi, ne-ai putea spune cum mergi corect cu bicicleta? Trebuie să dai din picioare și să mișchi ghidonul! Așa e! Și ce e cel mai important, nu uita de siguranță! Zing, zing! Da! Ai putere în picioare! Hai să dăm toți la pedale! Să sunăm din sonerii! Zing, zing! Pentru ca toți să ne vadă, pentru ca toți să ne creadă că ne dăm cu bicicletele! Zing, zing! Eu unul mă dau pe patru roți, iar eu pe trei, iar eu pe două! Ding, ding. Wow! Dar el? El se dă pe una! În spițe, vântul bate prin codițe. Ce viteză am prins cu toți acum! Puștii toți de pe planetă pedalează o bicicletă. Să sunăm din sonerii, pentru ca toți să ne vadă, pentru ca toți să ne creadă că ne dăm cu bicicletele. Pentru ca toți să ne vadă, pentru ca toți să ne creadă că ne dăm cu bicicletele. Dragonul înfometat. Bună seara, copii! Aveți de gând să luați cina? Liniște! Căutăm o comoară! Oh, sună distractiv! Înseamnă că nu mai aveți timp și pentru cină, nu-i așa? Dar de ce vă furișați? Să nu ne vadă nimeni! Aceasta e comoara mea! Brrr! Oh, un dragon imens! Oh, am priceput! Comoara e păzită de un dragon, iar vouă vă e frică de el! Nu ne temem de el! Ce dragon furios! Eu zic să încercăm, să-l îmbunăm! Dragonul nu vrea să se joace. Cred că dragonul înfometat are nevoie să mănânce mai întâi. Dragonul înfometat e așa de mare încât o mică bucată de morcov nu-l va sătura. Hai să-l invităm la cină! Mulțumesc! Dragonule, putem să... Ura! Bună treabă, vânători de comori! Se pare că ați câștigat prietenia dragonului înfometat.
Hei, vânător de comori, nu vreți să luați și voi cina? Poftă bună, copii! Și ție, dragonul înfometat! Nu mi-e foame! Chiar deloc! Acum sunt un dragon sătul! Cina. Copii, știți ce urmează să mâncați în seara asta? Cina, cina, cina. Cina, cina, vine cina, vine cina. Cina, cina, vine cina, vine cina. Să ne pregătim îndată pentru masa preferată. Înainte de culcare avem poftă de mâncare. Să luăm cina. Cina, cina, vine cina, vine cina. Cina, cina, vine cina, vine cina. Delicios! Țopa, tu de ce nu mănânci? Nu mai erau farfurii! Poftim! Mulțumesc! Milu, ai terminat? Așa, Milu, mănâncă bine înainte de culcare. După cina sănătoasă, noaptea este mai frumoasă. Somnul e odihnitor, somnul e odihnitor. Când mănânci ceva ușor. Cina, cina, vine cina, vine cina. Cina, cina, vine cina, 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 vine cina, vine cina. Cina, cina, vine cina. Baby Ricky, dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să te abonezi.